Ne bucurăm că ați participat la această ediție a CEO Conference. Vă mulțumim. Vă rog să ne spuneți care sunt principalele mesaje pe care le-ați transmis audienței. Vă mulțumesc pentru invitație. Am discutat astăzi în primul rând despre integrarea în afaceri. Am vorbit despre integrarea proceselor industriale, despre integrarea echipamentelor smart, despre posibilitatea de a comunica, de a avea date, de a extrage date din procesele pe care fiecare dintre utilizatori le are. Am vorbit despre posibilitatea de a analiza datele și nu în ultimul rând am vorbit despre posibilitatea de a lua decizii, de a avea predicții pe baza datelor acumulate în sistemele noastre de automatizare. Am mai povestit despre securitate astăzi, despre securitatea în alimentare sau despre securitatea cibernetică. Am povestit despre ultimele dezvoltări tehnologice, aplicații care sunt acum la îndemâna tuturor în România, aplicații de automatizări industriale sau automatizări care se află replicate în cloud. Care sunt principalele evoluții pe care le anticipați în domeniul dumneavoastră? Vedem partea de digitalizare care este prezentă și care este din ce în ce mai utilizată și în România. Toată lumea discută astăzi și vorbește despre inteligența artificială. Vorbeam despre sisteme smart, sisteme care comunică, sisteme care colectează date și sisteme care analizează date. Toate soluțiile Schneider Electric, soluțiile EcoStruxure, utilizează inteligența artificială, soluții care sunt capabile să ofere date în timp real, să analizeze date în timp real, să ofere informații privind procesele pe care le avem. Mai mult, în funcție de soluția adoptată, putem opta pentru soluții care iau decizii în locul nostru. De multe ori, timpul este foarte important în luarea unei decizii. Din punct de vedere al eficienței, pe de-o parte, dar mă întorc și pun din nou problema securității pe care o avem în soluțiile pe care le adoptăm. Care sunt top 3 lucruri la care să fie atenți liderii companiilor din România în perioada următoare? Aș începe cu oamenii. Trebuie să fim atenți la oameni, la dezvoltarea pe care o oferim celor din jurul nostru. Sunt tocmai multe soluții sau tehnologii digitale care apar, soluții care sunt disponibile și sunt deja implementate. Fiecare dintre noi trebuie să ținem pasul cu aceste dezvoltări tehnologice și să ne perfecționăm tot timpul. Aș mai menționa partea de securitate, atât securitatea în alimentare, cât și securitatea cibernetică, două lucruri foarte importante care au fost menționate astăzi, și nu în ultimul rând, partea de integrare și de automatizare. Ne dorim să utilizăm soluții smart, soluții conectabile, soluții care sunt capabile să prelucreze date și, de ce nu, în ultimul rând, soluții cloud care să fie alimentate de inteligență artificială, capabile să ne ușureze viața și să ne facă eficienți. Ce subiecte sunt, credeți, le considerați utile pentru a le aborda la următoarele ediții la CEO Conference? Am vorbit despre oameni. Aș dori să abordăm mai mult zona de dezvoltare personală sau de cum sprijinim noi dezvoltarea celor din jurul nostru și mă refer încă o dată la oameni. Zona de digitalizare iară este un subiect care este foarte căutat și la modă și nu în ultimul rând poate discutăm despre sustenabilitate, pentru că în jurul sustenabilității practic începem să creăm totul, de la eficiență, de la modul în care răspundem comunității și la modul în care ne implicăm până la urmă în activitatea celor din jurul nostru. Vă mulțumesc! Mersi!